așa, mă, să te apreci, așa să înțelegi, că e important să înțelegi. Dar nu te știe lumea cu tine. Deci pentru clasa Ardia, punem treaba și comanda este următoarea. Eu mă întreb dacă puteți să începem cu ăsta ce zici, să vedem dacă ne-ai făcut. Da, ca să vedem. Află valorile în ea. 32 plus A, da, și ce s-a mai făcut cu el și... A, să vedem. Deci, uite, 32 plus A să fie mai mic decât 39, mai mic decât 39. Deci 32 plus A mai mic decât 39. Dumnezeu a fost bine. Ce A să pun noi aici? A egal cu cine? 3. 3 ar fi bun, nu? Da. Pe 32 și pe 3 fac 35. Numai atât? Mai 3? Nu. Alt, mai ai și alte variante? Da, 0, 1, 2, 3, 0. 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Și 5, te oprești? 5 cu 2? 5 și 6. Și 6. 6. Și 4, 3 și 8 și atât. Atât? Da, da. Dar și e egal, ea. Și e egal cu 39. Și 39. A, nu și 39, și... 7. Și 7. Asta era. Deci urci până când îl egalezi. Da? Da. De fapt, știi ce ai făcut tu? Ca și cum ai fi scăzut de 39 pe 32 și face 7 și îți rămâne la mai mici decât 7. Care sunt numele la mai mici decât 7? O să rămâși pe tine, mă. Deci, să scădem din amândouă, din amândoi termeni, pe 32. Și atunci rezultă că A e mai mic egal decât 39. 39 minus 32, care face cât? Echivalent, va spune că A e mai mic egal decât 7. Adică, A aparține A poate să fie. Uite așa cum scrie matematic. Simbolul ăsta așa. Da, aparține. Și pune într-o acolo toate variantele. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 7, 7, 7. Da, e o primă aici. Da? Dar dacă eu îți dau pe asta, uite, 15, mai mic egal decât A, mai mic egal decât 20. Ce variante lui A îi dai aici? 0, 1, 2. 0? Dacă îi dai 0, e adevărat că 15 mai mic ca 0? Nu. Nu e adevărat. 16. 17. Așa. 18, 19, 20 și atât. Bun. Dar nu cumva chiar cu 15? Cred că e egal. Dacă eu puneam fără egal aici, da, atunci tu spuneai că la 16 încolo. Dar așa fiind am zis și egal, atunci A aparține, așa scrie matematic, A, simbolul ăsta e o fel de E, și încă acolo de punem 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Dar dacă ți-aș fi dat așa, 13 mai mic decât A plus 1, mai mic decât 19. Mai mic egal decât 19. Ce variante ai dat lui A în condițiile astea? 1, da? Adică 1 și 1, 2. E adevărat că 13 e mai mic decât 2? Nu. 14, 15. 14, da? 14 și 1 face 15. Te gândești plus 1. Așadar, 14 e bun. Până la 18 mergem, pentru că doar 19. Așa, dar de aici de unde se plec cu altul? De la... 15, da? 15 și 1, 16. Mai jos, 15. 14? Da.
14 și 1 faci 15. Da, bun, dar mai și o să îmi dic pe... 13 și 1 fac 14. Da, 13 e bun. Dar 12. Nu. De ce? Face 13 și ai nu egalitate aici, da? Deci de aici am însemnat că aparține variantelor care? Ai spus tu mai mică și uitate. A, 14. 14? Nu, 13. Așa. 13. 14 până la 18. Până 14, 15, 16, 17, până la 18. Corect, corect. Ia să mai vedem ce mai ai tu pe aici. Că cred că tu pe ăștia le știe, priceput acum. Ia să văd, să văd cu firul, imediat îți dau cu firul, da. Probleme cu fire. Rămâne acolo și de acolo. Dar l-am lăudat astăzi, chiar da. Doamne, deci cum să știi, eu da. Trei vecini din rest. Așa, este super. Acum să vedem cum gândim. Asta, da. Ia să facem și operația asta. Mai dificile, domn profesor, mai dificile. În fiecare pauză, fereastra clasă este deschisă timp de 10 minute. Câte minute se aerisește într-o zi? Aaaa, bun, interesant. Da. În fiecare pauză, fereastra clasei deschisă timp de 10 minute. Câte minute se reșește clasa într-o zi? Dar în 3 zile. Aha, într-o zi. Ah, 40 într-o zi. Deci, cum gândim? În fiecare... 40 minute. De ce 40? Pentru că la noi avem o oră. Nu, oră. Câte ore de zi? Păi... 4 ore. 40. 40. 40. 40. Și la plecare. Ia să vedem. Mai gândim un pic. Foarte interesant. Păi la plecare. În fiecare pauză. Păi la plecare, păi asta nu mai e pauză. De 10 minute. Da, dar nu mai e pauză. Păi câte minute este de serice de clasa într-o zi? 10. Da. 10 într-o pauză. Tu ai 4 ore. Câte pauze? 40. Nu, câte pauze ai? A, 4. Ia să ne vedem, ia să gândim împreună. De la 8 la 9. Da, e pauză. Da. O oră, pauză. O oră, pauză. De la 8 la 9 avem în școală. Eu te vedem la ora. Începe cu ora. 50 minute. 50 de minute, da. Facem 10 minute pauză. Iar 50 de minute. Ora. 10 minute pauză. Iarăși facem aici 10 minute. 10 minute pauză. Iar facem 50 de minute. Iarăși facem așa. Și... Gata, ai ajuns și pe casa noastră. Pauze câte au fost. Și facem 10. Și după ultima oră. 4 ore. 4 ore câte pauze ai? 4. Multe de pauze. 3. Păi 3 și mai asta e coanta. Pauza atunci când între 2 ore. Între 2 ore. Numai 30 de minute. Da? De pauze. Deci 10, 10, 10. 30 de 30. 30. Da, dar ce crezi că face 20 de minute profesor de clasa 4, 19? Deci 30 de minute. Dar în 3 zile? În 3 zile. Câte minute? 30 ori 3. Așa. 30 ori 3. 30 ori 3. 90. 90 de minute. Câte ore înseamnă asta? 90 de minute. Oră. Oră și jumate. Oră și jumate. Oră și 30 de minute. Și mai multe bani. Deci oră și 30 de minute. Foarte. În 3 zile. Păi n-am așa. Nu? Păi nu. În 3 zile. În 3 zile ai știu. Noi avem 20 de minute pauză. Asta e zamare. Bravo. Și pauza mare. Da, dar da. Aici autorul, cred că s-a gândit el, în fiecare pauză, câte 10 minute, lăsat, câte 10 minute. Și am deschis.
geamul deschis. Așa e toată. Cum? Doar pauză de 20 minute la voi? Da. Ești, hai. Da, 20 minute pauză. Păi da, dai tu ceasul așa. Uite, voi îi cronometrez și spun un profesor, da? Acum. Cât e geam? Hai să facem un profesor de aceea, să facem ce-i fac. Deci, de la Bacău plecăm la Timișoara. Satul Mare. Satul Mare. Satul Mare. Satul Mare. Satul Mare. Satul Mare. Aha, asta e motivul de cauzie la Satul Mare, nu? Bunicii Bacău. Da, bunicilor. A bunicii bunicilor fost de Satul Mare. La Suceava. Bun. Și acum zicem așa. În prima zi face 3 șerțimi din drum. Adică despărțim în 7. Despărțim în 7, zicem 1. Și la 3. 2, 3, 4, 5, 6 și a 7. Și a 7. Satul Mare, îl uităm. Da. Și câte luăm în prima zi? 3. 3. Deci 3 șerpilor făcut în prima zi. În prima zi. În a doua zi facem 5 optimi. În a doua zi face 5 optimi. Din rest. Adică îi împărțim în 8. Restul trebuie să îl împărțim în 8. În 8. Da. Gata! Și cât e 8? Cum? Gata! 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 Vin și mă arată că asta e greu. Deci trebuie să îl împărți restul în 8. Și noi 4. Așa. 6. 8. Da. 7-8. Și pe aia 7-8. Da. Bine, da? 2, 4, 6, 8. Și cât am văzut, a zis? 5 optimi. Adică 5? Adică... 3, 4, 5, gata. Asta este. Sigur că da, asta în cât? În? A doua zi. Zi. Da, în a doua zi. A zis 5 optimi, așa am zis, da? În a doua zi. E bine. 5 optimi din rest. În a treia zi face 7 noimi. Scrieți 7. 7 de 9, da? Adică restul ăsta trebuie să-l împărțim în 9. Tot din rest. Deci restul ți-a rămas atât. Păi lăsăm una. Nu. Și restul mai 3? Nu. Nu aici privești. Vezi cum faci tu să fie în 9. Să fie împărțită. Asta îți parte 3. Asta e, mă. Egal. 2, 3. Egal. Uite așa, vezi. Să facem? Egal. Uite, una. Și aici dăm în 2. Da? 3. Da. Ia cu creta asta, că e tare acum problema. Un apel egal, da? Așa. Și, și pe cealaltă, iar pe 3. Așa. A. Și 7 din astea trebuie să iei. Gata. Nu, până aici. Că doar aici 6. Eu uite, 3 aici și cu 3 din partea asta fac 6 și cu una. Da? Numai una. Și constată că eu mai rămas 20 de kilometri. Gata? Asta e a treia zi acum, nu? Da. Deci a treia zi, aici ești, da? Aici este a treia zi. Și eu mai rămas 30 de kilometri. Vreți să vă arăt? Da? Vreau, scuze, nebunit. A spus 20. Nu, 30 am spus. Ei, am modificat. Au rămas 30 de kilometri pentru a doua zi. 30
15 și 15, gata. Așa, măi, sigur că da. Deci 15 o bucățică aceea și 15 cealaltă. Care e distanța toată? Păi dacă... Ce să zice? 45. Asta e 45. Așa. Care e 45? Păi ai împărțit în 3. Nu, asta nu. Așa, când mergeți de 3 ore aici și faceți 45 și se duce la asta, la altă. Nu, că asta, asta, tu spui că asta e 45. Care e 45? Asta. Da? Deci, asta de aici așa, așa e 45, da? Și doar? E 45, da? Da. Adică până aici e 45, iarăși 3 de asta 45. Așa, de-acum e clar. 45 sunt toate. Câte ai de 45? Că eu nu înțeleg. Câte ori fi de 45 până la, la capăt? 10! 10 ori 45! Unde te unii 10? 10. 1, 2, 3, 4... Dar ce, astea sunt de la aici? Astea de 45? Păi da. Ia stai, da. Deci, ia vreo din bancă să-ți venim. Ia, 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 bine. Vezi, din bancă. Că tu vrei bine din bancă. Da. Deci, ce a fost înainte, uite, așa a fost, uite, fii atent aici, acum ai, acum ai prins problema, trebuie așa făcută, nu? Așa. Așa. Aici. Deci asta, asta, asta aici. Și final. Și... Ultima. Și asta e, aici. Da, așa. Deci, în câte ai împărți pe prima dată? Așteaptă. Dar uite până acolo, prima zi. Așteaptă. O, sigur că da, nu așteptă, dar este tare, tare problemă. Am venit în răspunsul direct? Da. 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 Corect. Să faci așa. Da. Dacă ești și corect. Dacă e corect, da. Noi pur și simplu ieșim afară. Dar e foarte da. Nu te grăbi. Nu te grăbi. Tenții multe. E tare problema. Foarte tare. Câți de 90? Hai să-mi fac bază de chestia asta. Câți de 90? Nu mă rădeam de 90. 6.
Cât? Mai numără o dată. 6. Mai numără o dată. E, dacă l-a spus acolo jos. Am ascuns până o zice asta. 6. Păi vreau deci, să te spui, nu? 7. 7 să spuneți. 3 și cu 3, 6 și cu 9, 7 din 90. Păi cât fac 7 ori 90? 7 ori 90. Deci 7 ori 43? Hai să facem. Deci ca și cum ai zice 90 ori 4 plus 3, adică 90 ori 4, 90 ori 4. Nu, 90 ori 3, ca să aflu mai întâi și mai adaug încă 90. Te acord cu tine. Plus 90 ori 3. Este aici. Este. Și 90 ori 3 cât face? 270. 270. Plus 90. Așa. 360. Plus 360, da? Da. Și cât face? 630. Fac 630, corect, răspunsul tău. 630, corect. Hai să spunem că a fost cea mai tare problemă care a fost de până acum. Asta, da. No? Da. Cred că poanta cea mai tare a fost aici, când am împărțit în 9. Cele 3, cele 2 rămase să le împărțim în 9. Ca, nu, cele 3 poate rămăseseră. Da. Și am împărțit 9. În 9. Da. Asta a însemnat 3. A fost un lucru spectaculos. Și noi am luat din cele 9, câte am luat? Din cele 9 la 7. Da. Și au rămas două pe care am, despre care am spus să facă împreună 30. Și tu te-ai prins de dat în două, 15 și 15. Și tu mi-ai zis, aici a fost, cred că, ideea ta foarte tare. Mi-ai zis, de 3 ori câte 15, 45. Și încă 45 și a făcut 90 asta. Și de acum ai prins curaj și totul mergea. Tu munceai tu pe fiecare 15, așa de bine. Nu? Sau cum te aveai trebuit? Făceam 100, adică făceam 5 ori 45. 90 plus 40 și număream așa. 90 plus 45. 45. Făcea 135, era muncă. Oh. Dar n-a fost mult deșteaptă ideea. 90 și câți de alte 90 sunt, nu mai tare a fost chestia. Deci vezi, trebuie să te mergi pe drumul înapoi. Ai prins bucățica aceea mică, ai văzut repede cât fac. Jumătate de segment și segmentul mare. Da? 45 și apoi segmentul mare 90 și ne-am dus trafit. Pe toată zona aceea ai lucrat foarte rapid. Pe tot firul. Da? Pe tot firul. Firul, da. Deci probleme cu firul. Spune, dar să vezi tu peste ani. Ce bine o să zic. Pe internet cu Dărin, da? Și cum ai intitulat un probleme cu firul. Da, super. Da, deci aici am avut forță puternică aici. Și da 15, nu să-l lăsa 10. Da, și a dat și 15. Mă, dar dacă era 10, 10, dacă era 10, 10, 10 era ușor, da, 15, 10, pe 30 de ani, da. Două, a trebuit să gândească un pic și a fost foarte, foarte tare. Da, într-adevăr, ești tare. Acum, mai facem o lucru. Așa, mi-ai dat seama că nu mai vrea copilul. Pică poftă. Cât de ceas mai ai? Cât mai ai? Și 2 minute. Ai, mai are 2 minute. Aleluia. Aleluia, da. Aleluia, le respectăm. Deci, în... Elevi și bănci. Și aceea să faceți. Dacă îi punem... Dacă îi punem în bancă... Câte 5? Câte 2? Nu. Câte 2 în bancă? Da. Deci câte 2 în bancă? Așa. Rămâne? 30. 8 în picioare. Dacă îi punem câte 4, o, de ce nu spui câte 3? Nu, mă, câte 4. Gata, atunci îi dispare 8
2, 44, gata. Stai secundă, nu te grăbi. Dacă îi punem câte 4, adică, vezi, aia doi care erau în bancă, erau dinainte, rămân 2 bănci goale. Deci dacă punem câte 4, astea 2 la sfârșit rămân goale. Iar până aici sunt aia care erau și 2 care i-am pus dedesubt. Da, 2 bănci, le pun câte 4. Întrebarea este, câți copii sunt în... și câte bănci? Câte bănci și câți copii sunt în... Sunt la băncii, măcar primele. Păi nu spun nimic decât atât. I-am fost la început cu trei doi și-au rămas 8 în picioare. După aceea am pus câte 4. Și-au rămas 2 libere, nu? Și-au rămas doar 2 libere. 8 bănci. Bănci cum ai făcut? Bine. Uite, l-am despărțit pe 8 în 4-4. Așa. Cele două știu că eram înainte câte 2. Câte 2, da. Erau 4. Da. Și-au făcut 6. Din ce școală crești că eu sunt din Edomeric? Nu, ai dat cum am venit dincolo și am văzut că trebuie să fie aici. Da. Ai dat dincolo? Nu. Haideți să vedem cum... Cine a deschis ușa de acolo? Ajuns. Din greșeală? Da, din greșeală. Ajuns. Spune-mi, am făcut ușa. Da, trebuie să mișcă, greșeală. Nu spune, nu trebuie să... În momentul acesta nu trebuie să vă fie teamă, nu se întâmplă nimic. Da, sunt din greșeală. Da. Hai să vedem. Da. Davide, doamne de... Lasă-mă! Două minute îi fură. Un minut. Hai, Davide. Mariu. Fii atent, ăștia 8 erau în picioare. Ești cu ăștia din băjeț. Iar sculați-vă voi și nu vă în picioare cum îi lați. Câți ai sculat de aici? 4. 4. Câți? 8 și cu 4? 8 și 4. Erau cu 12. Și acum, câți pui? Câți pui? Câte 2 adaugi? Domnul profesor, i-am făcut mai ușor, ne-am lăsat pe aia, i-am pus în 2 bănci. Pe care? Pe ăștia de aici ai pus în 2 bănci? I-am pus și eu. Nu, pe aia 8. Păi pe aia 8 în câte bănci? Câte bănci? De așa 2 sunt. Nu. De așa 2 sunt. 2 sunt. De așa sunt 2. Tu mai adaugi la câte 2? Păi ăștia. Deci în câte bănci? 4 bănci. Fac și eu. Da? Uite, mi-i pun dedesubt. 4 bănci. Da? Deci ei ochi care erau în picioare, e pus în 4 bănci. Da. Dar ăștia care i-ai sculat, noi trebuie să-i pui și pe ei? În câte bănci ne pui pe cel mai? În 2. În 2 bănci. Deci mai pui 2 bănci. Erau înainte 8 bănci. Pui și cu ăștia 2. Câte bănci ai acum cu 4? Câte bănci ai cu 4? Asta nu este. 6. Păi am șters-o pentru că... Este asta de aici. Da, 6 bănci sunt. Cât ai avut? 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cu cei 4. Deci, practic, sunt 6 bănci cu câte 4. Și 2 bănci libere. Răspuns. Câți copii și câte bănci sunt în clasă? Câte bănci, câți copii sunt în clasă? Sunt acolo. 6. 6 și cu 2 libere? Ce bănci? 8. 6 ori 4. 24. 12 plus 12. Așa, 12 plus 12. 24 de legi. 24 și 8 legi, nu? 6 ori este nave. Și cu celelalte 2 coale. Da? Ai văzut? Da. Am modificat un pic. Da, 6. Sigur că dacă nu i-am mai pus... Când am pus câte 4, când puneam câte 1, i-am mai la repede. Da, sigur că. De ce? Noi ne permit mai să... Așa învățăm. Da.
să spunem prietenilor? La revedere! Să nu uite de like, share, să vă abona la Profo Online! La revedere! Să spun la vecini, la prieteni, să meargă pe stradă, să facă fluturașe. Ce spune asta? Nu, trebuie să răspundească mai bine ideea asta. La revedere!